telespectatoare, dragi telespectatori, sunt Rodica Baciu și vă mulțumesc pentru că urmăriți Credo TV. Vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. De data aceasta, invitată în studio alături de mine este o doamnă de la Baia Mare, este o mămică și o femeie căutătoare de Dumnezeu. Camelia Filip. Bine ai venit, Camelia! Mulțumesc, Rodica! Aș vrea să spun telespectatorilor că te-am cunoscut într-un loc deosebit, la școala Priscila, acolo unde femei din toată țara, în număr de vreo 40-50, se întâlnesc de câteva ori pe an și petrec un timp minunat împreună, școală organizată sub coordonarea doamnei Lidia Șchiopu, pe care nu de mult ați ascultat-o într-una din emisiunile noastre, și unde se petrec lucruri deosebite. Acolo am întâlnit-o pe Camelia și am cunoscut puțin din povestea ei și am crezut că merită să cunoașteți și dumneavoastră. Încă o dată, bine ai venit, Camelia! Mulțumesc, mulțumesc pentru aprecierile tale! Mulțumesc că ai bătut drumul până aici, până la Cluj, de la Baia Mare. Știu că ești o femeie implicată, cu multe responsabilități și nici nu știu de unde să începem povestea ta, dar aș vrea să ne prezinți puțin despre femeia, mămica, soția, Camelia Filip. Am să încerc. Da, sunt soție, sunt mămică și mă bucur, sunt binecuvântată. Să am un soț deosebit, numele lui e Liviu Filip. E un bărbat care mă susține în mod deosebit în tot ceea ce fac și consider că Dumnezeu mi l-a dat. Am doi copii deosebiți, Timea și Oliver, și am ales împreună cu soțul meu să investim în ei, în ideea că n-am ales un loc de muncă. După ce ne-am căsătorit, soțul meu zicea: Camelia, dacă vom avea copii, tu vei fi aceea care va avea grijă de ei, pentru că responsabilitatea unei mame e mare, dar a investi în copii înseamnă foarte mult. Am ales asta. Am ales asta și ne simțim acum, în momentul de față, super binecuvântați, pentru că copiii, adolescenți fiind acum, influența pe care am avut-o asupra lor se vede și asta contează foarte mult pentru noi ca părinți. Spune-ne totuși ce vârstă au copiii, dacă sunt fată, băiat? Da. Timea e cea mai mare, are 16 ani, împliniți în mai. Oliver, mezinul, are 13 ani, împliniți în iulie. Dar eu știu, Camelia, că nu stai doar acasă și faci lecții cu copiii și gătiți și curățenie cum face orice mămică vrednică. Pe lângă asta, ți-ai păstrat timp pentru visurile inimii tale. Și aici, pe masă, avem câteva rezultate. O carte de poezii pe care am răsfoit-o cu emoție. Are și un design deosebit. Cred că e prima ta carte. Nu e prima. Prima mea carte e aici, dacă vrei să o vezi. Asta chiar e ultima care o ai tu în mână. Asta, alte două sunt pe rând, asta și după aia asta este ultima care am tipărit-o în 2010. A, deci iată-ne la trei cărți de poezii. Da, trei. Se pare că Domnul te-a chemat la o lucrare deosebită și aș vrea să vedem cum ai descoperit această chemare. Cum ai hotărât să scrii? Da. E foarte interesantă istoria vieții mele, având în vedere că în perioada anterioară, hai să zicem aproximativ 8 ani în urmă, eu zic că Dumnezeu a permis asta, am trecut printr-o depresie cumplită, depresie care a durat un an și jumătate. Atunci eram mămică tânără, în biserică, nu că nu aș fi găsit eu un suport, nu am căutat un sprijin, pentru că ei, la vârsta aia nici nu știam măcar ce înseamnă depresia. Și trecând pe acolo, nu mai comunicam cu oamenii cum comunicam înainte și mi-am găsit refugiu în rugăciune, în cuvânt, și stând mai mult, petrecând mai mult timp cu Domnul, am realizat că pot să comunic cu El altfel, scriind. Și am scris poeziile în perioada aceea. Așa am putut să-i comunic mai bine ceea ce simțeam în inima mea, puteam să descriu altfel în poezie. M-am identificat oarecum cu ceea ce scriam și simțeam că El ascultă, simțeam că inima Lui e acolo, că ceea ce transmit prin poezie, El aude și nu numai că aude, răspunde. Este impresionant să auzi că dintr-o
stare pe care nimeni nu și-o dorește, să iasă așa lucruri minunate. Poezii care pot încuraja, care pot vindeca, care au vindecat sufletul tău și le pot vindeca și pe al altora. Ai putea să ne descrii un pic perioada aceea grea de depresie, probabil cauzele, ce ai învățat trecând prin situațiile acelea, pentru că probabil le va fi de folos și altora care ne urmăresc. Da. Exact cauzele care au fost, care au declanșat depresia, nu pot să le spun, nu știu exact. Dar cu siguranță a fost un lucru îngăduit. Mi-am dat seama de asta pentru că atunci, în perioada aceea, îl căutam pe Dumnezeu și mă rugam și ziceam: Doamne, vreau să te găsesc altfel, vreau să te înțeleg altfel, vreau să am o percepție mai corectă despre tine. E bine, Dumnezeu a permis perioada asta, perioada, eu aș zice, neagră a sufletului meu, dar aș fi zis atunci așa, acum nu mai consider așa. Acum o consider cea mai binecuvântată perioadă din viața mea, deși a fost deosebit de greu. Deci mai greu decât mi-aș fi putut imagina vreodată a fost atunci. Dar greul acela Dumnezeu m-a ținut de mână. Greul acela Dumnezeu mi-a dat putere. În greul acela Dumnezeu m-a învățat să depind de El. M-a învățat că pot ieși de acolo, nu cu ajutor uman, pentru că aveam tendința să fiu oarecum dependentă de om. Eu am o soră geamănă și în adolescență tot timpul noi eram împreună. Cred că atunci am legat așa o relație prea strânsă cu ea. După aceea mi-am comutat oarecum dependența față de soțul meu. Și Dumnezeu a găsit cu cale ca în perioada aceasta să rupă orice dependență umană, să mă lege de El. Și de aceea binecuvânt perioada aceea vieții mele. Deci ai trecut prin acest val de suferință interioară și ai învățat să fii stabilă, da, în relație cu Dumnezeu, bazându-te pe El. Cum, da, ai ajuns la concluzia aceasta? Mă gândesc că ai experimentat, probabil așa a început depresia, niște dezamăgiri, niște suferințe, da, niște așteptări pe care, da, oamenii nu le-au putut împlini? Exact, exact. Așteptam prea mult, aveam așteptări nerealiste. Soțul meu, față de soțul meu, da? Așteptam prea mult de la el. Nu mi-am găsit identitatea în Dumnezeu înainte. Căutam o altfel de identitate și am înțeles că doar în El pot să-mi găsesc identitatea adevărată și că pot din El să mă hrănesc și că pot doar cu El să exist cu adevărat și să ajung acolo unde mă vrea El și doar prin El, cu El și pentru El. Cum au perceput copiii perioada aceea în care poate erai mai izolată, cu siguranță mai tristă? Da. Eu zic că Dumnezeu s-a îngrijit de toate lucrurile, având în vedere că copiii erau mici, era perioada în care se înțelegeau foarte bine. Fiica mea avea în jur de 8 ani, băiețelul cu 3 ani mai mic, erau prieteni adevărați, se jucau împreună, niciodată nu le-am spus că eu sufăr de ceva, că eu am o problemă. Le spuneam: mama, o să fie bine, lăsați-mă să mă rog, am nevoie acum de rugăciune. Ei înțelegeau că mama are timpul ei acolo în odăiță. Ei înțelegeau că mama face ceva acolo și că o să fie bine, cu siguranță, așa după cum le spuneam. Cum ai ales să practici rugăciunea? Ai primit învățătură de la cineva? Pentru că sunt foarte multe soluții, care, chiar și medicale, care se recomandă în astfel de situații. Da, și n-am nimic împotriva lor. Chiar sunt bune soluțiile medicale, dar având în vedere faptul că căutam un remediu, simțeam că Duhul Sfânt mă împinge de la spate să fac lucrul ăsta, adică să-L caut pe Dumnezeu în rugăciune. Ei bine, am ascultat chemarea vocii Duhului Sfânt și în perioada aceea aveam multă nevoie de mângâiere. Eu doar acolo regăseam. Doar acolo pe genunchi mă simțeam împlinită. Doar acolo pe genunchi, la un moment dat, simțeam mângâierea de plină. Acolo pe genunchi puteam să mă hrănesc cu adevărat. Acolo îl întâlneam pe Hristos, acolo chiar îl vedeam pe Hristos, acolo chiar mă împlineam și ziceam: Doamne, nu există altă relație decât relația asta care să mă poată împlini. Și efectiv atunci a fost perioada în care m-am îndrăgostit de Dumnezeu cu adevărat. Asta îmi doream de fapt. Și din această îndrăgostire au rezultat versurile. Chiar așa e, da. Cu siguranță știi care a fost prima poezie. Cum ai hotărât, da, acum iau creionul și hârtia și pun? Da, cred că prima poezie nici măcar nu am tipărit-o.
Sunt multe poezii acasă pe care nu le-am scris în cărți. Nu amintesc care e prima poezie. Cert e faptul că m-am apucat să scriu și mă împlineam atunci. Simțeam că cu adevărat comunic. Deci nu pot să spun exact care a fost prima poezie. Dar oricum au fost multe în câțiva ani, că nu știu, când a apărut primul volum? Da, în 2007. În 2007 a fost publicat primul volum. Da, mă gândesc că poeziile le aveai cu vreun an, doi înainte. Da, exact, din 2005 erau scrise primele poezii. Atunci, perioada depresiei. Ok. Văd că titlurile sunt foarte sugestive. Da. Una se numește Mai aproape de Dumnezeu și cealaltă Lacrimi de dor. Cum ai pus titlurile? Mă gândeam la conținutul poeziilor, mă gândeam la ceea ce simt în inima mea. Una dintre ele poartă numele Secretul Împlinirii, cea de-a doua. Deci simțeam că numai în Dumnezeu îmi găsesc împlinirea. Și așa am fost motivată să pun titlul acestei cărți. Lacrimi de dor, în cartea asta simțeam că îl vreau pe Dumnezeu mai aproape. Plângeam de dorul Lui, plângeam de dorul Lui în rugăciune, plângeam de dorul Lui în așternut. Plângeam de dorul Lui vorbind despre El. Și atunci, normal că nu puteam să pun alte titluri decât ceva sugestiv. Așa să ne reciți o poezie, poezia cea mai de suflet. Dacă nu-ți amintești care a fost prima, atunci cu siguranță una acum este mai aproape de sufletul tău. Da, da. Hai că o să găsesc aici. Bogății sufletești. Mă îmbogățesc în orice zi pe dinăuntru. Și chiar de trupul acesta efemer se trece, având rostul dat anume. În mine se întărește și crește un om ascuns, un om al inimii, cu un gând și un dor nespus. Și în căutarea Duhului prin vreme, tânjind după împlinirea sa în Hristos, constat că Duhul celui drept mă ține. Așa sunt bogățită cu harul său nespus și în căutarea asta prin vreme am răspuns. Chiar și în copilărie, când nu știam de cer, de Dumnezeu cel veșnic, că totu-i efemer, în suflet un firav și în gând copilăresc, aveam dorința vie să știu de ce trăiesc și sensul existenței doream să-l găsesc. Dar mai târziu, la cruce, căzut am în genunchi și în golul ce în suflet făcut a rănii adânci, eu am găsit iubirea acelui din vecii ce îmbogățește omul prin felul său de a fi. Dator sunt să-i slujesc de atunci, zi de zi. Azi caut plinătate și asta eu găsesc, cu cât eu pot să caut, cu atât mă îmbogățesc, cu cât eu pot să dărui, cu atât voi câștiga. Sensul vieții mele e însăși voia sa. Secretul împlinirii, așa eu am găsit. Umil, rămân la cruce, de plin îmbogățit. Amin. Amin. Și să fim îmbogățiți cu toții. Amin. Amin. Și sigur, în primul rând și cea mai importantă bogăție este bogăția spirituală. Și cea sufletească, așa cum spune însăși Domnul Iisus, căutați mai întâi împărăția și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Am observat din poezie niște afirmații, chiar în copilărie, când nu știam de cer și apoi despre căutarea sensului existenței. Mă duce gândul la întâlnirea ta cu Dumnezeu. Când s-a întâmplat lucrul acesta? Da. Eu am crescut la bunici, împreună cu sora mea geamănă. Căutam ceva, eram într-o continuă căutare, adolescente fiind, ne căutam rostul în viață și am înțeles că Dumnezeu ne caută, de fapt, nu noi îl căutam pe El. Ei bine, conviețuind cu bunicii, bunicuța a ales să meargă la biserică, să meargă la biserică la Pentecostal, într-un sătuc în Maramureș și... În ce sătuc din Maramureș? Așa, pentru că vor fi telespectatori și da, de acolo, probabil. Da, Suciu de Jos,
Da. Da, suciul de jos. Un sătuc deosebit, pe care eu îl port în inimă, pentru că era sătucul nostru natal, în care am crescut, și bunicii, la care țin foarte mult. Bunicul nu mai e în viață, bunicuța a făcut primii pași. Am mers la biserică și zicea fetelor, veniți cu mine. Am spus, noi să lăsăm lumea, noi să lăsăm bijuteriile, tinereți, da? Noi să lăsăm discoteca, zic noi pentru că vorbesc și despre sora mea geamănă. Nu-i momentul, ziceam, bunicuță, nu-i momentul să facem pasul ăsta acum. Dar, după o perioadă de timp, am simțit ceva lăuntric care lucra acolo. Bunica n-a mai insistat, ea se ruga doar. Duhul Sfânt, cu siguranță, lucra înăuntrul nostru. Și la un moment dat, într-o duminică, când bunicuța venea de la biserică, sora mea mi-a spus așa, Camelia, cred că este timpul să ne întoarcem la Dumnezeu. Zic, simți lucrul ăsta? Zice ea, da. Și eu simt lucrul ăsta. Ok, cum să facem? Hai să-i facem o surpriză bunicuței. Ne-am schimbat garderoba, hainele pe care le aveam pe noi, ne-am dat oja jos de pe unghii, era lac dintr-o lac colorat. Explicăm telespectatorilor care nu știu așa, cum era pe vremea aceea, la bisericile penticostale, da, în urmă cu 20 mai mult și mai mulți ani, nu era potrivit să te duci cu ojă pe unghii, cu bijuterii și așa. La asta te referi. Da, mai ales colorat, că era așa, exact, un lac din același strident. Deci să nu fie extravagant și așa. Exact. Acum nu înseamnă că atunci au înțeles oamenii cel mai bine sau acum înțeleg rău. Era pur și simplu o dovadă că vrei să te smerești, da, și da. Vroiam să traducem asta ca... Da, bine ai făcut. Oricine ne ascultă ta, să da. Înțeleagă. Da. Da. Și am ales să așteptăm pe bunicuța altfel decât s-ar fi așteptat ea să o facem. Și am spus, bunico, vrem să venim cu dumneata la biserică după masă. Cea mai mare bucurie din viață i-am produs-o atunci. Am mers împreună cu ea la biserică, am auzit că Hristos a murit pentru mine. Eu chiar căutam ceva, căutam o împlinire și în Hristos am găsit-o atunci. Și imediat ne-am botezat la vârsta de 16 ani, aproape 16 ani. Ce au spus părinții? N-ai spus nimic despre părinții tăi. Da. Eu n-am trăit împreună cu părinții mei. Am locuit la bunici deoarece... mămica i-a născut când era foarte tânără și atunci bunica a ales să ne crească ea. Și cu părinții nu pot să spun că aveam o relație deosebită. Mămica s-a bucurat când a văzut pasul pe care l-am făcut și după vreo 4 ani s-a botezat și ea. Da. Mă bucur că mântuirea sau împărăția lui Dumnezeu intră în familie de la persoană la persoană. Suntem ca niște domenii pe care ne ia împărăția în stăpânire și atunci când cineva ia hotărârea de a-L căuta pe Domnul, de a-și schimba viața, este responsabil sau atrage binecuvântare și pentru ceilalți din familia lui. Și în momentul în care nu o facem și auzim că Dumnezeu ne iubește, că ne cheamă, dar noi amânăm, pur și simplu respingerea noastră îi afectează și pe cei din familie. Pentru că suntem un canal, noi transmitem ceva. Așa. Și mă gândesc că ai fost foarte împlinită când ai văzut că și mama ta s-a da. Întors la Domnul. Da. Da, am simțit că oarecum ne întregim așa. Și totuși, cum ai putut la 16 ani să iei așa o decizie mare? Sau ai fost sigură că faci un pas bun? Da. Viața din lume nu mai avea sens pentru mine. Simțeam că caut ceva și simțeam că atunci chiar am găsit acel ceva pe care îl căutam. Ei, și după un timp v-ați urmat cursul în viață, v-ați căsătorit, da, așa cum ai explicat adineaori, ai ajuns soție, mămică, au venit și vremuri mai grele, acelea despre care am vorbit. Cum ai ieșit din depresie? Cum a venit vindecarea? Pentru că ești o femeie care eman bucurie în jur și pace. Nu, n-ar fi crezut nimeni că ai trecut printr-o astfel de stare. Așa e. Cum am fost vindecată? Prin rugăciune. Insistența în rugăciune. Deci am ajuns să vorbesc cu Dumnezeu despre tot ceea ce simțeam, despre emoțiile mele negative, să îi le spun pe nume. Dacă era vorba de amărăciune, să spun, Doamne, am amărăciune în suflet. Ok, dacă am amărăciune, cu ce o înlocuiesc? Pentru că nu-i suficient să
dai afară ceva rău din interiorul tău, trebuie să înlocuiești cu ceva bun. E bine, în Scriptură găseam că amărăciunea nu are loc în inima noastră, nu trebuie să aibă loc în inima noastră. Vedeam în inima mea egoism. Ziceam, Doamne, cu ce înlocuiesc egoismul? Cu bunătatea, care e o trăsătură de caracter a creștinului și care vine din Dumnezeu. Astfel, în rugăciune, zi de zi, scoteam din mine ce e rău, îl lăsam pe Duhul Sfânt să pună înăuntrul meu ceea ce era bun din cuvântul lui Dumnezeu și așa am ajuns să fiu vindecată. Cuvântul lui Dumnezeu a fost medicamentul pe care eu îl foloseam zilnic ca să pot ieși, ca să pot să mă ridic deasupra stărilor pe care le simțeam. Chiar dacă stările continuau să vină, Dumnezeu mi-a crescut credința prin Duhul Sfânt și prin cuvânt. Și pur și simplu ți-a crescut-o tot mai mult și mai mult, astfel încât ai reușit să te ridici deasupra celor. Da, și nu numai atât. Dumnezeu, acum, în perioada asta, mă folosește să ajut alte femei care trec prin depresie. Nu numai atât, Dumnezeu acum mi-a descoperit chemarea aceasta spre consiliere spirituală, tocmai pentru că i-am trecut pe acolo, prin situații dificile, prin situații critice. Dumnezeu a îngăduit ca eu să trec să le experimentez, să văd, să experimentez vindecarea asta de plină care vine din Duhul Sfânt și să pot spune altor femei că au șansă să iasă din depresie, nu doar cu medicamente care nu sunt rele, ci cu ajutorul Duhului Sfânt, prin rugăciune și prin cuvânt. Și crede-mă că nu sunt puține astfel de femei și bărbați care cad în dezamăgire, în depresie, își frâng tot elanul și toată bucuria de a trăi. E foarte importantă lucrarea la care te-a chemat Dumnezeu. Deci, pe lângă poezie, o bună samariteancă care îi ridică pe cei care sunt astăzi în necaz. Și cum faci lucrul acesta în modul cel mai concret? Da, momentan fac consiliere doar la masa de bucătărie, ca să-i pot spune așa, da? Mi-aș dori foarte mult ca în biserica noastră să existe un cabinet sau un birou în care să pot să vorbesc cu femeile liniștite, dar deocamdată biserica noastră nu are așa ceva. Aș vrea să fie oarecum mai receptivă la lucrarea aceasta de consiliere, dar cu siguranță Dumnezeu găsește mijloacele potrivite și timpul potrivit pentru ca lucrarea să se extindă și să ia amploare, pentru că nevoia e mare în bisericile noastre. Este foarte mare și la nivelul femeilor care frecventează biserici neoprotestante, că da, de noi vorbim acum, da, dar și de la bisericile tradiționale. Deci, da, la nivel de societate, pesimismul, tristețea, necredința a îmbolnăvit cumva națiunea. Și o prietenă de-a mea care este consilier psiholog și consilier spiritual în Târgu Mureș spunea că dacă lângă fiecare om ar fi un consilier, n-ar fi prea mult. Pentru că toți avem momente în care cădem și să fie cineva care să ne ridice. Acum, eu ce am observat și vreau să te încurajez în direcția chemării tale, am observat o reticență și la cei care au nevoie de consiliere. Parcă începe să scadă, dar era așa, păi eu nu sunt bolnav cu capul, deci n-am nevoie de psiholog sau de consilier. Confundau cu psihiatru. Așa e, așa e. Din păcate e confundată terminologia asta și din cauza percepției noastre, care nu e corectă cu privire la consilierii spirituali. Ai putea să faci o paralelă, o diferențiere? Pentru că eu am spus odată, văzând cât de mare nevoie are toată lumea de sfat, de la suflet, de la suflet, am zis că până la urmă o să fie ceva frumos să mergi la consilier sau să consiliezi, așa ca și cum ai merge la coafor sau într-un loc unde se duce toată lumea și e tratat bine. Dar hai să facem o diferențiere, ca să mai dăm jos din mentalitățile astea greșite, că nu suntem noi așa cazuri grave să avem nevoie de mers la consilier. Da, un consilier spiritual nu face altceva decât să-ți îndrepte privirile înspre Dumnezeu. Nu face altceva decât să te ajute să înțelegi că tu ai nevoie de Dumnezeu și în problema ta doar El este soluția. Un consilier spiritual se poate diferenția de un consilier sau un psiholog laic, deoarece acolo merg și îți dau alte soluții. Du-te și aleargă, fă eu știu ce activități, sunt bune. Nu am nimic împotriva lor. E bun sportul, e bună oricare activitate
Dar un consilier spiritual întotdeauna te va aduce la cuvânt, te va încuraja, te va ajuta să înțelegi că tu depinzi de Dumnezeu și dacă vrei să ai o relație cu El, ajungi dependent de El și nu trebuie să depinzi de nimeni altcineva pentru ca să stai pe picioarele tale. Aici, încă o dată subliniez marea nevoie. Biblia spune că atunci când Domnul spune un cuvânt, oștirea femeilor aducătoare de vești bune este foarte numeroasă. Și mă gândesc, dacă noi cădem în depresie sau în deznădejde, care e cam tot același lucru, numai poate că durează mai puțin, deznădejde avem toți, pe diferite motive, unde sunt atunci veștile bune care noi trebuie să le transmitem în continuu și în continuu? Deci, e foarte important. Cum au perceput soțul tău și copiii tăi, cum au văzut schimbarea cei din jurul tău? Că vreau să revenim la vindecarea ta, la ieșirea ta din această stare. Da. Soțul meu se minuna. În primul rând îi mulțumesc pe această cale pentru că atunci în perioada aia a avut grijă multă de copii. Îi mulțumesc pe această cale pentru că în perioada aia m-a înțeles și a înțeles că faptul că stau în rugăciune 2-3 ore în odăița mea nu înseamnă decât vindecare progresivă. Așa, la un moment dat el m-a întrebat așa, Camelia, ce ai făcut de te-ai schimbat în felul ăsta? Și de a determina să te schimbi în felul ăsta și îi spuneam, Liviu, ții minte perioada petrecută lângă Dumnezeu? Tu ții minte atunci când eu stăteam în odăiță? Nimeni altcineva n-a putut să facă o schimbare atât de mare în lăuntrul meu, decât părtășia mea cu Dumnezeu, decât Duhul Sfânt care era în mine și lângă mine și care mă determina să mă ridic, care mă forța oarecum să mă ridic dincolo de limitele mele. Liviu a înțeles atunci și cu adevărat a înțeles că e lucrarea lui Dumnezeu în viața mea. Ei bine, la biserică am un grup de femei de care mă ocup. Ele au văzut schimbarea mea, au văzut-o progresiv și i-au dat laudă lui Dumnezeu pentru că m-a scos dintr-o perioadă grea și m-a ajutat să fiu un exemplu, pentru că puterea exemplului personal contează foarte mult într-o lucrare pe care o faci. Mai întâi trebuie să fii ceva ca să poți face ceva. De acord cu tine. Deci schimbarea a fost așa de mare încât n-a fost greu de perceput de către cei din jur. Și odată cu vindecarea sau mai târziu ai primit această chemare la a-i ajuta pe alții? Nu pot să spun că odată cu vindecarea. Au trecut 2-3 ani. Am văzut în jurul meu, Dumnezeu punea în inima mea această povară. Efectiv, am văzut în jurul meu nevoia. Mă uitam în biserică și eu când veneam la părtășie, mă uitam la femeile deprimate. Așa ardea în lăuntru meu un dor de a le ajuta, o dorință de a le ajuta și simțeam că nu pot să fac nimic pe calea asta. Ei bine, m-am rugat pentru asta, m-am rugat și am zis, Doamne, mă vrei în lucrarea asta? Uneori simțeam că atunci când stăteam în rugăciune, Duhul Sfânt îmi spunea, du-te la cutare sau la cutare persoană, dacă vrei să dau un exemplu în sensul ăsta. Da, cum să nu? Era într-o împrejurare, exemplul ăsta îmi vine acum în minte, era într-o împrejurare în care stăteam pe genunchi și zicea Duhul Domnului către mine, Camelia, te ridici acum și te duci la cutare persoană. Și am dat, Doamne, ok, dar nu-s pregătită pentru asta acum și totuși te duci. Dacă nu ascultam atunci vocea Duhului Sfânt, era târziu. M-am dus la persoana respectivă. Era vorba de o femeie căsătorită, într-adevăr într-o depresie puternică, care era pe cale să ia un flacon de medicamente, să le înghită și să-și pună capăt zilelor. Și mi-am dat seama după aceea, după ce am vorbit cu ea, de ce Dumnezeu m-a trimis acolo și am spus, Doamne, mare ești Tu și îți mulțumesc că m-ai ajutat să ascult vocea Duhului Sfânt. Pentru că dacă nu ascultam, probabil că se întâmpla ceva, probabil că Dumnezeu găsea altă cale prin care să o scoată pe persoana aceea din situația respectivă. Dar Dumnezeu atunci a hotărât să mă folosească pe mine. Înțelegi? Dar aparent femeia părea că are așa mare suferință sau nu ți-ai fi putut da seama? Nu mi-am dat seama. Nu mi-am dat seama. Atunci era momentul în care a vorbit despre suferința ei și chiar s-a liniștit. Deci iată ce important. Cum lucrează Dumnezeu cu fiecare om care are un dar și toți avem câte un dar. În momentul în care primești o treabă de făcut, trebuie să o faci chiar dacă simți că nu ai putere destulă, pentru că așa cum îi spunea lui Gedeon și la mulți oameni pe care Dumnezeu i-a împins în proiecte mari, du-te cu puterea pe care o ai, pentru că puterea se dezvoltă pe parcurs.
cu siguranță sunt de acord cu tine că doamna respectivă putea fi ajutată și printr-o altă persoană. Pentru că Dumnezeu nu este limitat de neascultarea noastră. Dar dezvoltarea darului tău ar fi fost împiedicată. Da, și aveam de pierdut, aveam eu de pierdut, așa este. Și mă gândesc că poate ai văzut o evoluție crescândă a taskurilor care ți le-a dat Dumnezeu. Ți-a dat lucruri și mai mari și mai mari așa de făcut. Așa e. Îmi dau seama cât de importantă e ascultarea, pentru că Dumnezeu deseori vorbește prin Duhul Sfânt la nivelul minții noastre. E foarte important ca noi să spunem da atunci când Dumnezeu spune fă asta. E foarte important să nu amânăm atunci când Dumnezeu spune chiar fă asta acum. E foarte important. Am crescut mult ascultând de vocea Duhului Sfânt. Au fost situații în care n-am ascultat. Dar e foarte important să umblăm în ascultare și mi-am dat seama că ascultarea aduce multă binecuvântare. Așa e, dar vezi că de multe ori, pentru că Duhul Sfânt vorbește minții noastre, auzim parcă o voce, parcă un gând, de multe ori ne vine în minte că poate ideea noastră. Așa e. Poate e o idee a mea care mi-ar place mie să fie așa, e prea îndrăzneață și dacă i-ar spune la cineva gândul ăsta, ar zice, ideea ta, ești ambițioasă sau îți dorești. Da, da, vezi tu, cum faci atâta diferența? Vreme cât ceea ce îți spune Duhul Sfânt coincide cu Scriptura, atunci poți fi sigură că îndemnul pe care tu îl simți este de la Dumnezeu. Atâta vreme cât te tulbură și nu are nimic a face cu Scriptura, poți să știi că e de la cel rău. Și atâta timp cât te înalță pe tine, poți să știi că e din firea ta. Așa facem diferența între auzirea vocii Domnului și auzirea celorlalte voci. Adică dacă simți dorință să ajuți pe cineva, să faci ceva dezinteresat în favoarea altei persoane, să îți însușești ca de la Domnul, să nu crezi că e ideea ta. Categoric, pentru că în Scriptură spune ajută-ți aproapele, fi lângă el când are nevoie, da? Și că orice dar bun și desăvârșit este de la Domnul, nu e de la noi. Și un alt argument pe care eu îl aduc și îmi place mult este din Efeseni 2:10, în care se spune că faptele bune sunt dinainte, pregătite ca să umblăm în ele, ca să nu se laude nimeni. Și atunci, dacă Dumnezeu ne pregătește niște fapte bune care se fac prin puterea Lui, prin planul Lui, prin dragostea Lui, prin înțelepciunea Lui, prin harul Lui și am putea să continuăm, atunci cu siguranță trebuie, se merită să ascultăm și pentru slava Lui sunt făcute toate aceste lucruri în folosul celorlalți pe care Dumnezeu iubește așa de mult. Așa e, Dumnezeu lucrează prin oameni. Așa se zidește trupul lui Hristos, dacă noi ascultăm vocea Duhului Sfânt, Dumnezeu lucrează prin noi în folosul bisericii. Camelia, aș vrea să ne mai referim încă la o poezie. Am citit Focul încercării. Mai este încă una care se numește Cuptorul încins. Toate astea fac referire la perioada aceea de încercare sau la alte încercări care au venit? Da. Și la perioada aceea și la alte încercări care au venit pe parcurs. Deci au mai venit. Au mai venit și altele. Au mai venit și altele și pentru că Dumnezeu atunci când te prelucrează te îngăduie în cuptor, în cuptorul încins. Și așa lucrează Dumnezeu și e bine să înțelegem că Dumnezeu prin tot ceea ce îngăduie în viața noastră nu face altceva decât să ne pregătească pentru o altă perioadă, pentru o altă treaptă a creșterii noastre spirituale, astfel încât să fim niște destoinici lucrători în via Lui. Sunt sigură că venind acele noi provocări, acele noi cuptoare, te-au găsit altfel. Te-au găsit mai pregătită sau cu înțelegerea aceasta că ele vin datorită bunătății lui Dumnezeu ca să te facă mai puternică și atunci altfel treci prin ele. Ai dreptate, pentru că percepția mea mi-a schimbat Duhul Sfânt, am primit altfel încercările care au venit. Și cu cât crești mai mult, cu atât ai o percepție mai clară despre Dumnezeu, privești și primești lucrurile care vin de la Dumnezeu altfel, într-un fel mai corect, deci ți le însușești corect. Deci nu mai ești ca un copil răsfățat care ai aștepta doar bomboane și jucării. Sau și cum scrie Biblia, nu mai vrei laptele acelea duhovnicesc, ci ești deja un om matur care știi să te hrănești cu hrană tare.
Ai vrea să citim una dintre ele? Care zici tu că e cea mai potrivită? Focul încercării sau cuptorul încins? Dacă le găsesc pe undeva pe aici. Cred că amândouă erau în volumul acesta. Să vedem la ce pagină. Da, am găsit-o eu. Ok. Focul încercării. Când m-ai trecut tu prin cuptor, nu înțelegeam așa ușor unde am greșit, ce am făcut, căci planul tău n-am cunoscut. N-am înțeles că-i voia ta să trec o vreme îngăduită printr-un cuptor care ardea, dar tu știai, măria ta. Mult mai târziu am înțeles, când pe genunchi m-am recules, că planul tău în dreptul meu e un plan măreț, scump Dumnezeu. Când focul încă mai ardea, mi-ai arătat splendoarea ta și în cuptorul încercării simțeam minunea reînvierii. Nu eram singură în cuptor, ci în dreptul meu te aveam mereu și în inimă îmi creștea un dor să ies din foc biruitor. Încrederea am învățat când pe jăratic am călcat, făceam ce n-am făcut nici când, pași prin credință înaintând. Așa am trecut încetişor o vreme prin acel cuptor și am înțeles că în dreptul meu îl am pe Domnul Dumnezeu. Încet de El m-am apropiat, El rănile mi le-a legat. Ieșit din greul cel mai greu, azi sunt lipit de Dumnezeu. Depind de El cu tot ce sunt. Umblarea mea pe acest pământ s-a transformat pe drept cuvânt, botezul focului având. Socot că-i binecuvântare să fiu eu vrednic de încercare. Și dacă azi așa gândesc, în mintea mea adeveresc că focul curăță ușor, te face mult mai răbdător, te aduce de pe căi străine, lipit de Dumnezeu, te ține. Amin. Amin. Foarte corectă înțelegere a suferinței și a cuptoarelor care au întotdeauna un scop înalt, un scop pe care noi fix în momentul ăla nu îl putem înțelege. Aș fi vrut să ne mai spui despre modul în care te pregătești pentru a fi de folos altora. Da. După cum spuneai tu la început, urmez cursurile Priscila, cursuri de ucenicizare în rândul femeilor. Sunt mult împlinită și mult binecuvântată având femeile care fac o treabă bună acolo, după cum tu bine știi, Lidia Șchiopu, Nora Fărăgă, o femeie deosebită pe care Dumnezeu l-a îngrijit. E o binecuvântare să fie așa acolo, e, la acele întâlniri, și vrem să facem geloase pe toată lumea care ne ascultă să se întâlnească și să participe în astfel de locuri în care se studiază profund cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că e singurul loc, adică locuri ca acestea, în care te poți îmbogăți. Așa e, așa e. După aceea mai fac și cursurile de formare în școala de consiliere spirituală. Fratele Nelu Poienar e un om deosebit care ne ajută foarte mult, trainer fiind, la Brașov, împreună cu ginerele său. Deocamdată în felul ăsta mă echipez. Deci și educație propriu-zisă, pe lângă viața de rugăciune și de părtășie cu Domnul. E necesară echiparea, deoarece noi avem întotdeauna standardele noastre, dar Dumnezeu are standardele Lui și când poți să lucrezi pentru Dumnezeu, la superlativ e bine să o faci. Vroiam și eu să subliniez asta, nevoia de a ne instrui, de a căuta în conformitate cu darul, odată să ne descoperim darul și apoi să investim
cum spune și Sfântul Apostol Pavel, să-ți înflăcărezi darul care este în tine. Adică, cum îl înflăcărești? Pui mai multe resurse, exersezi, mergi cu oameni care au același dar și care te încurajează, de la care poți primi experiența. Vis-a-vis de ceea ce spui tu, avem tendința uneori să credem că Dumnezeu face totul. Nu e chiar așa. Din păcate, nu. Deci nu e așa. Dumnezeu ne pune într-o situație, ne arată darul care este în noi și după aceea ne zice, ok, acum fă-ți partea, pentru că eu sunt cu tine. Eu te conduc, eu te călăuzesc, eu îți dau putere, darul pe care l-ai este de la mine. Cum spuneai tu, înflăcărează-l, fă-ți partea ta. Percepția asta trebuie să ne-o corectăm, noi în special. E adevărat că oricât am face noi, nu avem niciun merit, pentru așa că e. Pe lângă acea mică mobilizare care o facem și care de multe ori ni se pare că am făcut un efort mare, că ne-am rugat mult, că am fost nu știu unde, că ne-am instruit, da, omenește un efort mare, dar eficiența și valoarea aduce Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Dar totuși, El a lăsat și pentru noi o bucățică de făcut, că de aia ne numim împreună lucrători cu Dumnezeu. Și mă gândesc că e foarte logic când tu pentru tine nu faci nimic. Deci stai așa și doar aștepți să facă Dumnezeu. De ce ai face pentru alții? Dacă toate le face Dumnezeu și noi suntem chemați la slujire, să ne susținem unii pe alții, să darul meu să fie o binecuvântare pentru cei din jur, ei, dar și pentru mine trebuie să fac la început, să-mi activez darul, să-l exersez, să fac ceva cu el. Și am văzut la tine o poezie scrisă puțin în alt stil, ascultându-mi chemarea. Da. Și tare mi-ar place dacă ai vrea să o citești și asta. Sigur. Și un pic să comentezi în legătură. Poate cu... Poate îmi dai tu cartea. Sigur, este aici găsită. În legătură cu ascultarea vocii și cu viziunea actuală, acum la spre finalul emisiunii. Ok. Ascultându-mi chemarea, nu pot rosti ce simțământ neînțeles și totuși sfânt mă îndeamnă să doresc mai mult. Nu pot descrie clar trăirea, nici gândul meu, nici dăruirea, dar Tu, atotputernic Domn, cunoști trăirea-mi sufletească, că-și cercetându-mi inima știi năzuința Duhului și mijlocești la Tatăl Sfânt pentru umilu-mi simțământ. Și înțeleg că doar unind credința mea cu fapta zilnic, hrănindu-mi Duhul din cuvânt, spălând în sânge al meu veșmânt, voi reuși prin dedicare să aștept smerit și în răbdare să pot discerni a mea chemare, trăind mereu în ascultare. Nădejdea nu mi-e înșelătoare, deși eu știu, e lucru mare ca prin credință să aștept a ta îndurare. Și nu e lucru la întâmplare că sunt un suflet viu sub soare. Nu vreau să trec întâmplător prin lumea asta mare, fără un rost, fără un țel, fără o chemare. Vreau să înțeleg clar voia ta, să pot umil a mă închina, primind apoi din mâna ta talentul ce în dar mi da, căci îl doresc cu atâta drag, măria ta. Dar sunt eu vrednic oare, Doamne, să pot lucra în via ta? Eu, vasul spart cu ani în urmă, remodelat prin voia ta, putea voi fi un vas de cinste? Voi fi stăpân a te onora? Prea luminat și bun, Părinte, stăpân al veșniciilor, eu sunt dator ca în slujire să-mi împlinesc a mea menire. De aceea aștept în umilință să împlinesc a ta voință. Amin. Amin, amin. Îmi place că ai surprins gândul acela care vine de la noi sau de la cel rău, că nu suntem vrednici, nu suntem corespunzători, vasul spart și așa. Cum ai trecut peste gândul ăsta că, păi chiar tu?
Poți să fii un pic mai explicită, te rog? Da, când suntem chemați și descoperim că avem un dar, sunt multe fisuri care diavolul ni le arată și zice, păi tu ai făcut aia, păi tu nu știu ce ai în trecutul tău, deci cum să lucrezi tu acum pentru Dumnezeu? Cum ai trecut tu peste aceste... Peste îndoiele am trecut tot așa, după cum îți spuneam, găsindu-mi identitatea în Hristos. Am înțeles, după cum, dacă noi citim în Efeseni, capitolul 1, înțelegem cine suntem noi în Hristos, am înțeles că am valoare. În perioada depresiei, mă știam că nu am valoare, știam că nu n-am preț, complexe de inferioritate, da? Dar după aceea Duhul Sfânt m-a ajutat să înțeleg că nu doar că am valoare, ci sunt cineva în Hristos și că fără El sunt nimic. Deci doar așa am înțeles că pot trece peste îndoielile mele, doar prin Duhul Sfânt, doar însușindu-mi identitatea în Hristos. Și atunci când ai aflat că ai valoare doar prin El și datorită Lui, cu siguranță că nimic nu te mai poate ține să nu-i aduci Lui toată slava, să nu fii împreună lucrătoare cu El, când să fim fiecare, când așa o mare onoare ni se oferă. Așa e. Eu am zis la un moment dat, când am avut și eu momentele mele de stat în cămăruță și în închinare, și poate de multe ori nu eram în cămăruță, că eram pe stradă sau la biserică și vorbeam așa cu Domnul și ziceam, Doamne, dar ce chemare! Era cântecul acela, nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare. I-am zis, dacă te-ar chema cineva să fii președintele României sau ambasadorul Statelor Unite, nu este mai mare chemare. Nu este deloc. Noi suntem ambasadorii împărăției cerurilor. Așa este. O împărăție care nimeni niciodată nu va putea birui. Și trebuie să ne facem mandatul. Așa e. Așa e. Te felicit, Camelia, pentru evoluția ta, pentru roadele care le aduce ascultarea ta de Dumnezeu și în final aș vrea să ne spui încă o dată cum e conturată viziunea ta astăzi. Am desprins-o pe parcursul discuției noastre, dar așa ca o concluzie. Da. Poate am să te surprind puțin. Viziunea mea azi e conturată într-o formă mai profundă, aș putea spune. Nu doar că simt că trebuie să ajut, nu doar că sunt implicată și îmi doresc din toată inima să ajut, dar simt o dragoste pentru oameni pe care niciodată n-am simțit-o. Crede-mă, Rodica, nu vine din mine ceea ce simt. Eu, Camelia Filip, nu știam să iubesc. Eu, Camelia Filip, nu știam să prețuiesc, dar îmi trebuie să mă cobor acolo, la nivelul cel mai de jos, și să ajut pe cel care e căzut. Dar aminte să mă cobor acolo lângă orfanul care n-are mamă și pe care Dumnezeu l-a pus în fața mea și să-i spun, știi, Ali, pentru că despre el este vorba, Dumnezeu te iubește chiar dacă tu ești musulman, pentru că consiliez un băiat musulman, în paranteză, Dumnezeu te iubește și tu ai un tată în cer pe Dumnezeu. Simt că Dumnezeu mi-a schimbat nu doar percepția, mi-a schimbat inima. Dumnezeu mi-a schimbat inima și prin ceea ce ziceam eu că o să te surprind, simt puternic înăuntrul meu o chemare spre misiune externă. Inima mea simt că bate pentru Africa, simt că Dumnezeu mă cheamă acolo, încă nu mi-e deslușită chemarea asta în mod deosebit. Îți spun lucrul ăsta pentru că m-ai provocat, puțin știu lucrul ăsta. Îți spun pentru că simt chemarea asta cum n-am simțit-o niciodată și cu siguranță Dumnezeu la momentul potrivit va aduce în viața mea perioada în care va trebui să ies în afară, pentru că Dumnezeu este credincios și pentru că Dumnezeu m-a învățat să aștept în tăcere răspunsul Lui, voi aștepta cât va fi necesar. Cu siguranță nu o să aștepți mai mult decât este scris în calendarul Lui. Sunt convinsă de lucrul ăsta. Pentru că lucrurile toate la Dumnezeu sunt bine planificate și chiar și aceste sentimente și aceste pasiuni pe care noi le identificăm înainte să înceapă ceva vizibil, sunt tot lucruri planificate. Așa este, așa este.
Aș vrea să ne spui, chiar în final, să spunem telespectatorilor, telespectatoarelor, cum pot să cumpere aceste cărți valoroase de poezii și eu le-aș recomanda din toată inima, nu pentru că îmi place poezia, toată lumea mă știe că îmi place poezia, am rafturi de cărți de poezie acasă, dar sunt niște poezii care poate să le citească oricine în momentele de părtășie, la timpul devoțional, de rugăciune, de sunt deosebite pentru a sta, cumva, a te introduce în meditație și a intra în prezența Domnului. Și așa că eu cred că vor fi binecuvântați cei care vor avea astfel de volume. Să ne spui un pic de unde se pot obține. Da, din păcate ar fi necesară acum o reeditare. Din păcate zic sau din fericire. Am puține cărți acum. La Cheric mai erau. La Cheric mai erau. În țară erau răspândite. Cineva m-a ajutat cu distribuția. Nu pot să spun dacă mai sunt în țară la ora actuală sau nu mai sunt în țară. Cert este că eu acasă am puține cărți, dar o reeditare m-ar ajuta foarte mult și chiar cineva mi-a sugerat o idee și o să merg pe ideea respectivă, să se multiplice lucrarea asta, pentru că merită. Și atunci, când o să aflăm noi despre reeditare, oare am putea să afișăm o adresă de e-mail unde să scrie cei care doresc? Chiar te rog. Bun, o să afișăm pe ecran o adresă de e-mail. Cred că e cel mai comod ca să... Sau pe Facebook. Sau pe Camelia Facebook. Filip. Da? Așa e, așa e. Foarte și simplu. Și răspund pentru că... De la Baia Mare. Da. Și te vor găsi acolo sau pe e-mail și atunci tu vei vedea și numărul celor care doresc sigur. Aibă un astfel de exemplar. Și ne rugăm ca Dumnezeu să-ți dea și mai multă inspirație. Așa cum ai citit profetic, aș zice eu, poezia despre bogăție, chiar în începutul emisiunii, Dumnezeu să te îmbogățească, să facă darul tău să fie foarte puternic. De ce? Nu ca să te mândrești tu, că e nevoie. E nevoie de lumină foarte puternică, de esență concentrată care să schimbe gustul mai trist al lumii din jur. Sunt de acord cu tine. Să fii binecuvântată. Mulțumesc mult, Rodica, la fel. Și sper să ne mai revedem și la alte ediții în care să ne împărtășești mai mult din planurile care se vor desfășura în viitor. Și eu sper. Și îți mulțumesc tare mult pentru că m-ai invitat la această emisiune. A fost onorată. Cu drag. Onoarea a fost de partea mea. Dragi telespectatoare, dragi telespectatori, este momentul să ne luăm rămas bun. Încă o dată vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Vă mulțumesc pentru că vă rugați pentru noi. Vă mulțumesc pentru că prin intermediul acestui post de televiziune, români din toate colțurile lumii sunt împreună căutând înțelepciunea lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru România, să ne rugăm pentru Credo TV și să vină împărăția sa și să se facă voia sa în viețile fiecăruia dintre noi. Să fiți binecuvântați și să ne vedem cu bine la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile săptămâna viitoare. La revedere!